Răufăcătorii au spart 10 case de vacanță, spun oamenii din zona lacului Surduc Timiș, și au furat și vandalizat tot ce le-a căzut la mână. Paguba a fost descoperită de o persoană care a mers în zonă pentru a face curat într-una dintre casele de vacanță. A observat totul răvășit și a sunat imediat la 112. Polițiștii și criminaliștii au fost trimiși în zonă pentru a efectua cercetarea la fața locului și astfel s-a aflat că 10 case au fost călcate de hoți. Oficial, reprezentanții IPJ Timiș susțin că au primit 9 plângeri în această iarnă legate de case sparte de hoți în acea zonă. Au fost furate toate electronicele, sculele și țevile din cupru, din imobile. Mai mult, hoții au devastat tot ce le-a picat la mână și au tăiat chiar și canapelele, scrie tion.ro. Proprietarii de case de vacanță din zonă sunt Disperați și susțin că au vorbit de mai multă vreme cu reprezentanții primăriei pe raza administrativă a căreia se află lacul surduc să instituie un post de pază în zonă. Oamenii sunt sătui de multiplele spargeri, mai ales că hoții par să nu se teamă de nimic. Polițiștii au început acum o anchetă și au și un cerc de suspecți. Oamenii legii fac cercetări pentru a pune mâna pe hoți.